Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Bine v-am regăsit la un update, hâți cu update-ul ăla mare, cum se spune, Brawlywood. Sincer, nu mai e chiar atât de mult hype pe Brawl Stars și, nu știu, mă gândeam nici să nu mai fac episod, dar am zis, hai mă, treacă de la mine, pentru că nu mai e așa mult hype, gen nu se mai strâng nici vizite pe videouri cum se strângeau înainte și când venea un update de la mare, era hype, toată lumea, știa, acum e așa mai, Dar hai totuși să jucăm că e Brawl Stars și ne place. Văd că s-a adăugat aici Brawl. E interesant, dar din nou tu nu prea o să vezi nimic pentru că joci cu brawlerul așa. Îl vezi poate când îți vine de sus în jos. Mă rog. 11 zile. 2 zile, deci nu le-a pus în ordine. King Kong, a? Cu banana. Bă, naiba, câtă banană are. Director Buzz. Da, sunt faine, nu zic nu. Hai să băgăm și noi banul gros pentru că... De ce nu, băieții? Banul gros has joined the chat, guys. Let's go, guys. 10 tiere. Încerc să mă gândesc pentru că am luat de atâtea ori Brawl Pass-ul ăsta și nu știu... Se cumpără de toate gemurile până la brawlerul ăsta și apoi să deschid chesturile ca să-i fac și level up. Gen, care e șmecheria aici, știi? Nu, tot n-am înțeles dacă poate să ne pice brawlerul sau unul dintr-o cutie de asta. Uite-l pe Mortis, bă băiatule! Bă băiatule! Îmi place skin-ul ăsta. Nici măcar nu mă joc Mortis de eu skin-uri. Bă, sunt prea multe skin-uri care îmi plac, aia e chestia. Gen, aș vrea să le iau pe amândouă, dar... Trebuie să băgăm aici banul, gen banul gros să join the chat, dacă știi cum zic. Ok. O să deblocăm aici. Din nou, habar n-am dacă poți măcar să deblochezi brawlerul direct din chesturile astea. Pentru că altfel aș încerca, dar nu mai contează. Deci avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 3 ori 9, 27, 270 de gemuri. Trebuie să mai adăugăm. Deci, a plecat meleonul. Da, 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 da. Da, mama. Da, tată. Da, toată lumea. Ok. Mă rog, n-am mai băgat atât de mulți bani astăzi pentru că am băgat data trecută. Gen, chiar banul gros. De asta aș aprecia butonul și la acolo de like pentru Lola. Noul meu brawler. Oh my god. Mă, pe normal că te-ai brawlerul dacă bagi bani. Ce n-ai pe mă? Ok, boys, ok, noul brawler, wow, ce e hype-ul ăla mare. Vreau să văd din partea dumneavoastră, dar nu mai știu unde am ascuns ăla. Vreau să văd ăsta de... Vreau să văd Ligianu cum a plecat, like-ul la episod, pentru că am luat brawlerul nou, desigur. Puteam să luăm și făcând misiuni, dar pe acelea le faceți voi aici. E POV, ai băgat banul gros, ok? Începem cu acest skin care, din nou, guys, nu știu ce să zic, ok? Deci o să fiu 100% sincer cu voi. Hai să vedem de deasupra cum se vede ea. Vedem cum se vede. O mă, nebunule care ești. Stai așa că mi-am prins tableta acum, poate joc mai bine. Am prins-o de birou și nu o mai țin în mână că mă obosea, că e ca în greuță. Bă, arată interesant. Din nou, de aici nu prea-ți dai seama, dar așa poate... Cred că gloanțele sunt noi sau erau așa? Nu știu. În fine, e ce trebuie. Hai să începem și noi. O să îi facem un level probabil. Probabil ce? Vreau să dați un predict. Ce level credeți că reușim să o facem? Un 7-8? Lola o dată, de 2 ori. Ok. Oricum ne trebuie și bănuții. Sunetul nici măcar nu mai face față, atât de repede merge. Hai și noi, băi, Supercell, măcar un Pars Tower pentru mine, ok? Măcar un Pars Tower, așa de bun simț că am băgat 1 milion pe joc. Nimic, bă. Am văzut că adaugă un nou joc, l-ați văzut și voi, căutați Clash Royale Mini, mi se pare că se numește. Nu e Pars Tower. Clash Royale Mini. Arată interesant, dar nu cred că o să vină prea curând pe Europa. E pe America momentan. Și poate ai putea face niște șmecherii ca să-l joci, dar nu prea merită. Adică, știi, cât timp lumea nu are acces la joc, nu o să fie nici hype că el pe YouTube. Adică eu degeaba îl joc. Nu vrea, bă, nu vrea. Gadget. Johnny trage cu o rachetă către toți oponenții vizibili. Wow, ce tare! Îmi place mult de tot Clash Royale și Minecraft și Fortnite îmi place. Mă joc și Roblox. Da, asta este reacția mea când Supercell nu-mi dă un Pars Tower. Pă bune, Supercell, come on. Următorul Mega Box e cu Pars Tower. Pars Tower. Hai mă, nu vrea! Bă, dar încă mai poate primi puncte caracterul ăsta, nu l-am maxat? Pars Tower. Come on, așa rar e. Mai repede luam legendară, cred. Brawler legendar. Ce zice? Nici nu știu ce mi-a... Eu doar apăs acolo, zici că sunt la păcănele și trag de manetă. Să vină șeptarii. E că v-ați plictisit și voi. Bă, dar ce zice, mă? Cam... A, am ăsta full! A, maxat brawlerul, mă, asta îmi zicea. Zicea, Ciocolie, vezi, mă, că e maxat, nu mai avem ce să-ți dăm. Yay! Yay! Pe o vei băga banul gros în joc? Și măcar nu mai e hype acum. Eu sincer ăsta le bag mai mult pentru mine. Adică nici abia facem 50.000 de vizite pe Brawl Stars. Știi? În ideea în care făceam 100.000 lejer peste când era hype-ul ăla. Dar mă rog, nu mai zicem nimic. Ești cam așa la fan, ok? La mișto. Pentru că am băgat atâția bani în jocul ăsta. Suntem prea adânc, ok, băgați? Prea adânc. Ne-am comis de... În fine. Vreau să jucăm... Bă, poate... Nu cu brawlerul ăsta stupid. Deci măcar nu știu ce face brawlerul ăsta. Hai să vedem puțin. Deci, ne explică și nouă ce face. Accesoriul favorit al lui Lola este arma. Ok. Și trage cu ochi foarte rapid și scurt. Ok. Lola și aruncă ego-ul și îi urmărește orice mișcare. Își eliberează și nu știu cum să zic release. În fine. Hai să o vedem pe Lola. Voiam să dau showdown duo, că poate ne găsește mai repede la duo. Dacă dau solo, știi ce zic? Oricum ne bagă cu boți, cred, habar n-am. Când câștig, mă, aia erau boți, îmi pierd. Mă, te-au spart aia. Ok. Salut. Vai, mamă. Bă, nici nu știu ce face. What the f... Mă, ce face, mă, ego? Ego-ule, du-te, bă, și atacă. What? Mă, ce se întâmplă, mă? Mă bate calculatorul. Nu! Pierd la 0 trofee. Încercăm să înțeleg ce face ultimata, că e un pic ciudățică. Nu pot să o mișc cum vreau eu. Știi? Hai, mă, care înviat al nostru, ești nebun. Aută-l. Dacă ăsta nu fi bot, e să-mi zici țăcălie de acum încolo. Hai cu ego-ul ăla. Al meu stă pe loc. Vai, mamă. El e supărat, dar el stă pe loc. Să vezi când vine și el acum și ne dă bastârca. Ok. Vai, ma... Bă, dă damage. Avem și la level maxim, ce-i drept, și săracii copii au level 1. Nu mai zicem nimic. Dar o să facem repede. O să facem repede trofeele. Nici nu știu cât îți trebuie, vreo 100-200 de trofee pentru să înceapă să te bage și cu jucători. Mă gândesc că, mamă, 3 chesturi? What? You love to see it, glumești? Al meu ratează pe loc. Bă, vezi că îmi place ce văd aici. Deci vezi că mă place rău de tort. De asemenea, boys, G2 în descriere, jocuri mai ieftine, G-Fuel în descriere, cu doar 12% reducere. Livrează super repede băieții de la Energy Lab din România. Deci ascultați-mă pe cuvânt ce vă zic că livrează repede. Dacă plasezi o comandă până în ora 1, îți vine ziua următoare. Adică e insane. Dar probabil când apare video ăsta e trecut de ora 1, deci. Deci da. Dar ca idee. Mamă, cât de repede spargem astea. Era să-l bat dintr-un singur... Nu prea înțeleg clona asta, cum funcționează. Bine, trage în aceeași direcție cu tine. E într-adevăr destul de OP. Deci e într-adevăr destul de puternic. Nu zic nu, ok? Nu zic nu. Dar ce n-am deblocat, mă? A, ăstea, Map Maker. Am pornit un timer pe fundal, pentru că eu nu știu cât timp filmez, știi? Cam mai e chestia. Și vreau să fie episodul undeva la o oră. Adică să fie lung, frate, episodul. Cine se uită, se uită, cine nu, nu. Mi-a distrus instant clona. Bă, dar e prea puternic. E... Are potențial enorm caracterul ăsta pentru damage. Deci chiar are potențial enorm la damage. Cu clona aia. N-am citit ce face Star Power-ul. Ah, sunt dead. Interesant. Totuși n-am înțeles cu ce trage și de ce are vulpea aia la gât. Want an autograph? Unde faci cel mai repede trofee? Sunt curios. Cred că la Brawl Ball, nu? Că, gen, dacă stăm 2 minute pe un match, mai avem și 10 trofee. Murim în lavă, cum ar zice Stapinu. Damn. Dai de 4 ori, adică e insane. Și nu te cred că își face clona în viață, nu-și face. LOL. Bă, câte kill-uri am, mă? Sper că am și niște misiuni cu brawlerul ăsta. Ce-ai, tata? Faza e că, gen, ei au level mic pentru că au și trofee mici. Știi, și de aia că e diferența asta de uriașă la damage. Mă înțelegi ce zic? Pentru că pur și simplu dăm prea mult damage. E nasty. E dezgustător. Defeat 15 enemies. Ce ai, mă? Hai să dăm câteva de Brawl Ball, să mai farmăm niște trofee, că e jale. E jale, tătis. Măcar ne găsește meci repede. De-aia au și băgat boți, îți spun eu, că așteptai prea mult, cred. Yeah. Cred că ăștia sunt jucători reali, dar inamicii nu. Sau ceva de genul. Păcat că, vezi, asta nu-mi place mie și, sincer să fiu cu voi, ar trebui să fie ilegal. Deci ar trebui să fie o lege care să interzică această chestie. Vă explic imediat. Sunt multe jocuri, ok, care te bagă cu boți și gen, nu îți spun că sunt boți. Chestia asta ar trebui să fie ilegală. Adică, mă joc cu boți, spune-mi că sunt boți, ca să știu. Dar în schimb, jocurile îți vor băga boți și vei avea impresia că sunt jucători reale. Adică e o iluzie falsă, corect? E o... te păcălește. Și nu e normal. Erau multe jocuri în browser, jocuri IO. Țineți minte acum câțiva ani când era nebunia cu ele. Și foarte multe aveau doar boți și tu aveai impresia că te joci cu jucători reali. Dar, din contră... era calculatorul. Și asta e destul de nasol. Bă, nu dă insane damage, dă bine, dar farmecul acestui brawler e pe ultimată. Deci chiar e pe ultimată. Sincer, hai să facem test versus ăsta. Damn. Nu numai că mă ratează, dar dă și în clona mea. Adică e wow. Ready for my close-up. Facem viețulica. Stăm pe spate. Te vezi acolo, am ratat. Trebuie să păstrez distanța totuși. Noi am putea să farmăm mult mai repede aici. De ăștia nu vor să dea gol, nu știu, vor să se prostească așa. Adică nu vor să încheie meciul repede. Cred că mai e un brawler care zice asta, say hello to my little friend. E cumva Annie? Vezi, omul ăsta nu vrea, bă, pur și simplu, nu vrea. Nu vrea să dea gol. Și ne lungim prea mult. Le facem viața. Aoleu, unde e mingea? No shot! Deci pe bune, unde am lăsat mingea, lol. Fix la margine. Credeam că le fac vreo șmecherie. Până îmi refac eu viața, până vine ăla. Lol. Du-te că intri cu mingea în poartă. Vezi, a durat prea mult meciul ăsta. Dacă ar merge mai repejor, cred că putem face lejer vreo 200 de trofee. De la 100 încolo devine mai greu. Bă, într-adevăr, pare OP brawlerul. Adică, sincer. Uite, aproape mi-am făcut ultimat așa. Chiar pare... Mamă, și ăsta sparge poarta. Da, mă, bravo. Intră în poartă, intră în poartă. Nu vrea. Nu știu care-i faza. Ah, hai că a dat, a dat. Vor să facă troll, știi? Să le dea așa un fel de BM. Ah, poți să arunci asta. Oh! Uite, asta nu știam. Nu știam că poți să arunci unde vrei clona. Asta e interesant. E interesant. Poate să tancheze puțin pentru tine clona, dă și damage. Ok, deci gândiți-vă la Mr. P. Numai că dă damage cu ultimata. Uite, eu chiar nu înțeleg ce face ăla. Asta stă pe loc, lol, dă emote-uri. Asta e că cu clona nu știi unde tragi, știi? Nu poți să pui ținta cu clona. Deci e ca în Troleanis. Lol. Iată. Deci eu arunc ultimata exact ca Annie. Și are și aceeași replică ca Annie. Frate, dăm mingea încoace și hai să terminăm meciul, gen. Pă bune, dude, pă bune, ne irosim timpul aiurea. Băi, urăsc, mă, pe ăștia, îi urăsc. Stăm ca să... Nu știu ce vrea, are vreun... Deci nu înțeleg, are vreun challenge de făcut, ce are? Chiar nu pricep. E supărat ăla. E nervoasă, băi, Annie. I'm a joke to you. Da, nu știu, e prostie. Să ne irosim 2 minute, un meci de tot rahatul. Sunteți ca în tântălă, ăsta e mesajul meu pentru coechipieri. Cam troll, băieții. 17k trofee, by the way. Poate o să mai tai la montaj, când editez video, o să mai tai din meciurile super lungi și plictisitoare. Habar n-am. Uite cât de greu ne găsește. Ok. Am uitat că și filmez. Să-mi fac ultimata. Am ăla e OP brawlerul. Chiar e OP. Stăm cu... Aia zic. Aș vrea să spawnez ăsta lângă mine. Ce s-a dat înapoi? Ce s-a întâmplat? Wow! Ce-ai, bă, băiatule! Dacă îi nimerim, s-a încheiat. No, n-ai cum. Deci dăm mult prea mult damage cu două. Îți iei damage-ul de două ori, adică e absolut insane. Sincer zic, eu aș mai juca o dată cu asta dacă vrea. Aș mai juca o dată că e combo-ul bun. Hai, mai ia. N-ai nicio șansă, brodere. Ne băgăm sau ți-e frică? Trebuie să-și facă ultimata, mamă. Ăla e un pic. Nice! E un pic puternicos ăla. Vrea să-l spawneze invincibil, cred. Wow! Nice! Bă, vezi că facem combo bun. No! Dei! Mamă! N-ai cum să-i bați, că au prea multe. Dar era să-l batem pe ăla. Ăla era să piardă. Asta ok, nu știu, mai dăm? De cât timp n-am mai jucat? Kiwi? Omul meu are Kiwi la nume. Ok. M-a luat, bă. Dar are range. Tai, no siege, deci a fost egal. O, și nici am folosit ultimata, a luat două. Dar trebuie să stăm la distanță mult mai mare. Nici nu știu, păstrez ultimata pentru... Oh, lasered, cred că glumești. Lasered, dude. Ah, ce era să-l omor. L-am luat. Opa. Nu știu dacă pot să-mi dau ultimata, sincer. Le-am dat ceva, ce-i drept. Dar nu știu dacă ne putem apăra de următorul wave. Chiar nu știu. Ok. A rămas în ata HP. Hai că măcar avem ultimata. Mi-am bătut, nu vine să cred. Wow! Oare să fi dat super mult damage că am avut clona? Să fi dat super mult damage că am avut clona, boys? Ce ziceți? Cred că a dat clona super mult. Are sens, da. I don't know. Hai, mă, să mai dăm un showdown. Wow. A vrut el să încerce, era curios. A zis, hai mă, să o dăm cu brawlerul nou. Într-adevăr, e cam broken. Și într-adevăr, nu o să zic nu. O să ne învârtim degeaba pe aici. Bă, se pare că nu. Avem din nou brawlerul nou. Hai să dăm ultimata. Laser, de gen, what? Nu numai că tanchează brawlerul nostru? Și hai, mă. Laser, bă, când tragem, e mult prea insane. What? Au uitat că suntem acolo! Vai, au uitat că suntem acolo! Oh my god, doi! Au uitat, nebunul! Robo asta nu-mi place. Hai, să dăm și un gem grab. Asta durează mai multicel, cred. Dubla 2, guys. Am pierdut meciul anterior, n-aveam niciun tank. Ne-a cocoșat, ce să mai... Ne-a cocoșietan. Cocoșietan ne-a dat. Bun, hai să ne facem puțin viața. Fă-ți viața, băiatul meu. Lasered. Deci... a dispărut de pe suprafața pământului. Și ăla la fel. Holy baby. Mamă, 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 ce mă place. Ce mă place nou brawler, cum s-ar spune. Upsi! Bă, da, deodată ăștia nu mai știu să joace. Și aia din meciul anterior erau prea buni. Cum să face? Două hituri. De două ori. Tac, tac, tac. De două ori apăs și e GG. Vai, mama. Easy. Dar eu primesc de multe trofee că sunt star player și star power. Sau ce primesc eu? Mai mulți bani? Habar n-am, ala voia să mai jucăm. No, 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 no. Hai să mai dăm Brawl Ball. Am 100 de trofee. Poate? Poate de aici încep jucătorii? Nah, cred că de la un 300. 200? Hai măcar un 200. 300, cred. Deci toată lumea își dă restart la 500, știi? Deci în range-ul ăla trebuie să fie, oricum. De la 200, eu zic. Hai, mă, dă-i cu mingea asta, să avansăm. Aia zic. Bă, doi, ăștia zici că sunt frați sau care-i faza? Bine! Aici putem să farmăm trofee ca lumea, mă, dar nu vor ăștia. Mama, abia fac ultimata. There you go. Bă, dar rezistă ceva ultimata noastră. Sincer, rezistă ceva, la asta mă gândeam. Ok. Mai dăm o dată. Că merge treaba. Cred că încep să apară jucătorii, că facem și luzuri. Deci e mai greuț un pic. Dar mai e supărat. Ei, clona asta e useless, iar ăla nu... Nu mai zicem nimic. Hai, like. I-a omorât clona, bă, nemernicu. Aolă! Bă, ce... S-a spawnat ăla invincibil, mă. Prea stupid, dar mă rog, nu zicem nimic. Nu mai avem niciun punct acum. E obsedat omul meu să arunce cu ultimata. Dă-i, mă, atacă-mă, te rog eu, atacă, doar atacă. Trebuie să profităm de ultimata asta. Cum o fi murit ăla, eu nu n-am văzut. Deci n-am văzut cum a murit tătăiță. Nu te mai vreau, dăm pe altcineva. Duo showdown, ok, ok. Are skin sau ce e în spate? A ezictat. E, na. Vrei tu neapărat. Îmi fac ghețulica. Ok. Asta e mare pericol. Dar îi luăm de jos în sus. Hai, zic, ai văzut? Bă, cum a luat... Bă, nu te cred, mă! Nu te cred! Ha, atât de aproape. Oricum luăm locul 2, e ok. Dar nu mai aici să le faci. Trebuie să mă bag eu cumva să tanchez, care eu nu sunt tank. Că ăsta e damage-ul, știi? Nice. Dar sunt mortă. Bine, mă, bă, a jucat-o, mă, bravo, bravo. Bravo, a jucat, n-ai ce să-i zici. Ce puteam. Tara, ok. Pasează mingea, ok. Alunecă ăștia acum. Hai, ce să mai faci? Primul Golicianis. Deci vreau să spuneți cum vi se pare brawlerul ăsta. Vă place? Vă încântă? E laser, bă, laser, deci... Bă, mi-a topit. Ăla are ochelari de soare la nume, lol. Cum ne-au dat gol, eu nu înțeleg. Cred că s-au spawnat nebunii. Aia zic. Ha, nu! Bă, urâțenia! Dă coace! Luase ăla mingea, wow! Mă uimește, deci vă zic sincer. Win 5 battles. Let's go, guys. Let's go. Ia, mă. Mamă, ne dă Star Power. 2 gadgeturi. Vai, bă, dar câte gadgeturi pot să mai deblochez, gen? Câte, bă? Aie, luăm banii, ce-o fi, o fi. Nu mai zicem nimic. Mai avem și pe sezonul anterior câteva. Nimic nu mai ziceam. Pe Ash am luat. Nu știu dacă astea rămân salvate. Aveți idee? Dacă se lansează un sezon nou, cred că astea din sezonul 8 dispar. Bă, da, un star... Bă, pula, la fiecare secundă Griff își reface 10% din viața care îi lipsește. Da? Gata, mă, hai să ne jucăm Griff atunci. Let's go. No refunds. Wait, am 2 star power-uri? Ah, mi-apare așa. Furious Griff tosses coins faster, reducing the time for a full salvo by 35%. Ca aia mai OP, sincer. În mod normal ar trebui să vedem brawlerul nou. Lol. Bă, ce nemernic, ia, ne facem viața mai repede? Apparently. Dă foarte mult damage ăsta. Mersi, te pup. Mai cred că se poate vedea că sunt cam nob la jocul ăsta. Dar e ok. M-am jucat de mult pe cât ar trebui. It's alright, guys. Te pup, bradere. Cash only! Îmi place ce pasionat e. 3% discount, let's go. Hai să ne și un... A schimbat harta? Ah, da, s-a schimbat harta. Nu ne dăm bătuți, guys. What? Suntem același caracter. Chiar de mult damage. Mulțumesc. Mulțumesc. Expira garanția. Mulțumesc. Sunt prostovan. Hai, o dai? Ah, trebuie să aștept. Sorry. Hai, tu t'anchezi și eu dau damage. Nu e nimeni. Opa! Asta de unde a apărut? Lol. Am dat amândoi ultimata, wow! Hai să facem afaceri. Mirosul succesului, mamă, vezi că au câteva ăștia. Money, money, money. Money. Down, down, down. Down, down, down. Nici o șansă. Ha! A scos moneda, cash-on. Este un caracter mișto. Sunt tare curios ce skin-uri o să-i facă. Asta pare a fi un brawler cam greu de făcut skin-uri, știi? Interesting, interesting. E un feeling nașpa rău de tot când pierzi la Brawl Ball după ce ai jucat 3 minute. Sau cât durează meciul? 2 jumate. Omul meu ia feca. Wow! Ce face, bă, ăla? Nu mă așteptam să-și spargă poarta. Asta în loc să dea gol, face troll, ia. Și n-a dat gol. 50% discount! You just take it up with my account! Mă, dă-i gol, că e doar unul în poartă. Aia zic, ăla stătea cu ultimata. Dar o să o dea acum, aia e nasol. Mamă, și acum prindea vine ultimata. Aia zic, mă, e prea OP ultimata. Trage repede la poartă, dă-i! A dat așa din fundul curții. Mi-a plăcut ce am văzut acolo. Mi-a plăcut, sincer. Ar trebui să joc și cu Bull un match, pentru că am skin pe el, ha? E solo? Credeam că băgăm duo. Mereu le încurc. Asta e exact copia lui El Primo. El Primo de buget, lol. Hardcore. Let's do this. The fuck? N-am vrut să sar pe loc. Am dat degetul în sus, dar nu cred că am dat un deajuns de mult. Știi? Cred că de asta n-am anticipat. Eu nu mai știu pe ce brawler am luat eu skin. Am luat un skin de aici, parcă. Ba nu, am luat... Ha? Nu mai contează. Bă, nu știu dacă e combo bun. Dar amândoi de la apropiere. Habar n-am, mă rog. Asta cred că e printre primii brawleri, nu? Deja avem 6. You mess with the bull, you get the horns. Aia îmi place mie. Bă, dacă vrei tu să campăm în mijloc... Interesant. N-a avut nicio șansă, 2 hituri. Ultima ta nu avem. Nici n-au de ce să vină în mijloc, aia e chestia. What? A, trebuie să dau cu ultimata ca să dau cu gadgetul? Nici nu știu ce face gadgetul. Deci n-am nicio idee. Lol. Well, you're dead. Dă-i-o! Dă-i-o că sunteți frățiori! Și dă ăsta ultimata! Hai că-i bag la colț aici! Mamă! Deci, dai cu piciorul în timp ce alergi, înțeleg! A fost ok skin-ul, deci nu a fost mega wow sau nu știu ce. Dar de ce am avut impresia că am mai luat un skin? N-am mai luat niciun skin, am vrut să... sau? Bă, pe Mortis chiar am multe skin-uri. 2, 3, 4, 5 skin-uri, genul. What? Mare greșeală, nu mai lose. Nu fac nici măcar un win. Hai să încercăm pe Jesse. A, dar pe Jesse e skin-ul de foul refăcut. True. Deci n-avem ce să facem. Pe Squeak, aparent. Ce să încerc eu? Deci Edgar mi-a plăcut, Meg mi-a mai plăcut. All teams against each other. Și oare pot o face așa, lol? Aiden. Deci noi stăm la distanță, facem ultimata și cu ultimata aia ne bazăm pe ultimata ultimatei. Aia e destul de bună, sincer. Au, câte săracul copil. Bă, abia aștepta, bă, Daniel. Să dea și el. Ce a zis? Și acum... Fii atent aici. Gen, ultimata asta e extrem de puternică. What? E deja showdown? Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Fii atent. Bă, ți-am zis? Bă, e prea insane. Oh, directa. Vai de capul meu. N-ai mă cum. Nice. Frumos, frumos. Bă, ce s-a întâmplat, măi? What? Deci am jucat cu ăsta, am dat să nu mai joc cu el și când dau mă dă tot cu el, gen. Cred că nu sunt... Aoleu, fiți iar chelia aia, să vezi ce-ți dau. Să vezi ce-ți dau. E mort. Al meu, ce face, mă? Face nimic, bă, mă gândeam că mă susține cumva să bagă până la capăt. Și n-ai mă că jucând la 70 de trofee, adică dai tryhard și aici. Stăm în colț, facem. Ok, mai încercăm o dată. Nu apuc mă să le dau cu ultimata când am ultimata. Da, dacă le dai cu aia e terminat. Au te săraci oameni, ce să bat. Ăla are 13 în pana mea, nu ai ce să-i mai faci. Chiar nu ai ce să-i mai faci la copilul ăla. Are prea multe, n-ai ce, decât să supraviețuim să ieșim pe locul 2, e singura opțiune. Da, am ieșit pe locul 2 și gen luăm 7 trofee sau cât luăm. Da, da, da. Bă, nu știu. O să dureze o veșnicie aici. Al meu nu vrea să joace cu mine, nu știu ce are. Mă rog, dacă ia el din altă parte. Hai că ia dacă este. Să fac ultimata. Ne relaxăm, ne relaxăm. What? Asta era cu echipierul meu, lol. Asta în loc să mă omoare, el fuge. What? Putea să mă spargă de 100 de ori. Gata, tata, acum jucăm. Dar unde să mă inamicii? Să le dau o scăfârlie. Băieți, unde este stat? Guys! Haideți, guys! Bă, dacă am mai tras eu cu ultimata. Ferească-mă sfântul! Bă, cum mă, că eu cred că îl băteam dacă ne băgam amândoi. Bă, greșesc eu sau ce se întâmplă, că nu înțeleg. Ăsta gen... Vrea să-i lasă să se bată între ei și apoi să ne băgăm noi. Eu înțeleg ideea lui, dar... Nu știu, eram să-i batem noi, gen. Nu mai zicem nimic. Hai că-i dăm așa la niște knockout. Aici nu trebuie să-i omor, trebuie doar să dau damage pentru ultimata, atât. Ce-a fost aia eu, nu înțeleg. Ăștia dau numai de la distanță. Hai zic. Dude, cred că fucking glumești. Cred că glumești. Nu te cred că e pe bune chestia asta. LOL. The fuck? Ce meciul ăsta? N-are niciun sens. Ăla e afeca. Pe bune, adică n-au sens meciurile astea. Ăla ne blochează drumul. Doamne, dacă eu înțeleg ceva. Nu prea îmi place modul ăsta de joc. Poate nu e brawlerul, nu știu. N-apuc să fac nimic. Aici mi-a luat hard carry, gen n-am făcut nimic. Da, nu știu, sincer. Cred că a durat un minut să găsească meci. Ok, nu știu dacă ne ajută cu ceva brawlerul ăsta. Aici. Ok. Am încercat să... Vreau neapărat să-l dau cu ultimata aia, că dau mult de deja, n-ajung la ei. Știi, nu e bună strategia asta. Dați băieții, dați! Ok. Am dat damage cât de cât. A fost rău, n-a fost rău. Nici prea bine, nici prea rău, ha? M-au omorât până să... Ok, trebuie să încetez să mă mai transform față în față cu ăla. Pierzi și ultima ta. E și stupid, n-are sens. Bă, da, ăla e prea bun, sincer. Deci vreau să joc și eu un match cu Ash. Poate e prea bun, deci uite cum dă. Deci trebuie să mă transform de aici, că așa nu mai are ce să facă, gata. În bază. Uuu, la farma baza lor, mă. Like din partea mea, guys. Vreau ultimul meci pe ziua de astăzi să fie cu Ash. Nu știu, m-a uimit prea tare brawlerul ăsta. Hai să vedem ea. Dă damage ca lumea, are ultimata aia cu mulți minioni. Ash e un brawler care m-a uimit, sincer. Nu știu ce făcea ăla. Și are și movement speed când e nervos. Nice. Ce fac, bă? Credeam că... What? Un hit? Dar unde e al meu? Și că am luat-o pe cârcă al meu. Don't worry, don't worry. Itachi-san. De ce am dat ultimata? Hai că n-are încotro ăla, lol. Am prea multe power cubes și de-aia nu mai avea ce să facă. Îmi place cum e cu mătura, așa, cred că îi prinde bine un skin de la de îngrijitor. Aoleo, boys, cam asta a fost ora de Brawl Stars, am filmat o oră și 2 minute de când am pornit timerul. Mă rog, nu e episodul fix de o oră neapărat, că mai tai din el. Dar cam asta a fost joaca pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Giful în descriere, v-am lăsat. Ha, mi-a rămas urmă de la cot. Că gen stau cu mâna așa pe birou. Va lăsa la viitoare. Po!